Am trecut deja de 20 de unități de învățământ, unde farul este prezent, a fost prezent începând cu acest an școlar, în cadrul unui proiect Învățăm să fim campioni, pentru că noi considerăm că educația este primul pas spre performanță și vrem să fim prezenți în cât mai multe școli din oraș, din județul Constanța, pentru că, așa cum am văzut și un mesaj scris aici, îl citiți voi? Farul suntem noi! Așa este, farul trebuie să fim cu toții și suntem astăzi prezenți aici cu câțiva dintre jucătorii primei echipei, a Academiei Hagi și a echipei de fotbal feminin, pentru că farul are și o echipă de fotbal feminin. Și o să vi și prezint în continuare. Voi începe, mă ajutați voi și spuneți ce jucători este când ajung în dreptul fiecăruia? Da! Ok. Îl aplaudăm pe... din campionat. Apoi avem un internațional din Benin. Spuneți voi cum îl cheamă? Gigi! Puțin mai tare? Gigi! Super! Ca și farul, Academia Hagi este pe primul loc în clasamentul Federației Române de Fotbal, an de an. Din partea Academiei este prezent aici jucătorul Alin Ștefănescu. Vă spuneam de asemenea că Farul are și o echipă de fotbal feminin. De asemenea, pe primul loc în campionat, din partea acestei echipe este Diana Răcuță. Dacă doriți să faceți o poză,